Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au continuat acțiunea Blocada, care vizează în special prevenirea și combaterea faptelor cu violență și prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. În urma controalelor efectuate, polițiștii au suspendat peste 130 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost aplicate aproape 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 75.000 de lei pentru abateri la regimul rutier, dar și pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice. Doar în perioada 4-8 septembrie, polițiștii au suspendat peste 130 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier. Au fost legitimate peste 1000 de persoane. Au fost testați cu aparatul etilotest 324 de conducători auto, 18 fiind testați și cu aparatele drug test. Au fost organizate 38 de filtre rutiere și au fost verificate peste 650 de vehicule. Din păcate, au fost identificați și șoferi care au consumat alcool sau substanțe interzise și s-au urcat la volan, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Acțiunea are atât componentă operativă de identificare a celor care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri, dar și o pronunțată componentă preventivă de informare și responsabilizare. Activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță publică la nivelul județului Suceava.